ați revenit la cel mai tare show de televiziune, Roata! Konnichiwa, Vursuk! Vursuk-san! Ce, mă? Eu ți-am vorbit frumos. Ce te-a luat acum? Am cer scuze. Konbawa! Ce? Konbawa, Vursuk-san, adică bună seara. Inițial ți-am zis konnichiwa, care însemna bună ziua. Tu puteai să spui ce vrei, puteai să mă și înjuri că n-am înțeles nimic. Watashiwa Ana Maria des dozoyoroshiku onegaishimasu. Ia mai zi o dată, ia. Watashiwa Ana Maria des dozoyoroshiku onegaishimasu. Ma. Nu că febră n-are. Ne trebuie medic, ce? Ești bine? Ești în regulă? Eu sunt bine, Vursucule, dar pe mine nu mă mai vindecă niciun medic. Aici, bravo, un rând de aplauze, da! Aici suntem de acord! Nu te mai vindecă niciun medic, gata! Da, Vursucule, pentru că mă vindec singură, prin starea zen, liniște și spiritualitatea pe care mi-o induc. Nu, no, că ești plecată rău tu. Emisiunea tot asta nu e... Tot suntem plecați, Bursucule. Astăzi suntem în turneu în Japonia. Țara soarelui răsare. Trebuie să te relaxezi neapărat și pe tine cu un ceai japonez. Nu, las că mă relaxez eu dacă începem emisiunea. Du-te frumos acolo lângă panou, te rog eu frumos. Eu Koryotikawa ăștia, eu Konotikawa sau cum e, las că facem mai târziu lecții de japoneză. Eu vă spun în română că am de dat o mașină nouă, 10.000 de ron cash și bineînțeles toată vitrina asta plină de produse electronice și electrocasnice, așa că, doamnelor și domnilor, să cunoaștem concurenții! Bună seara, Maria! Bună seara! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Vii direct din... Da. În ce județ se află comuna, da? Prin Dâmbovița. Prin Dâmbovița, deci din Dâmbovița, da. Vii. Nu ești căsătorită? Nu, logodită, urmează căsătoria. Asta, că am văzut doar un inel. Da, inelul de logodnă. Acum cât timp ți l-a dat? Acum 2 ani. Să știi că i-a luat cam mult până la nuntă, vezi să nu se răzgândească. Uită-te în vitrina noastră, două produse... Combina frigorifică. Bun. Și cuptorul și cu hotă, dacă se poate. Bun. Cu ce te ocupi? Sunt învățătoare. Ma. Știi japoneză? Nu. O să înveți. Baftă. Mulțumesc. Mergem în partea stângă și ajungem la domnul Constantin, care vine direct din Dâmbovița. El e soțul? Nu. Veniți din același loc? Nu, mai la depărtare. Da, mă, stau două ulițe mai așa, nu e... Cu ce te ocupi? Șofer profesionist. Da, păi tu ajungi repede la ea. N-ai treabă. Am traseu. Nu vorbim de traseu la ora asta. Zi-mi două lucruri de care ai nevoie. Aș vrea boxa. Băi, da, mașină, frumos. Și banii, da. Asta e, banii și boxa, are ce să... Căsătorit? Mai am un pic, o lună. Te-ai pus într-un genunchi, ai cerut? Da. Acum 2 ani? Nu, acum un an. Vezi că ai uitat, acum un an te-a cerut. Baftă, Constantine! Imavato ocu și încep chiar cu ce? Să spun și ce vedeți venit. Bravo! Îți place, nu? Da! E, nu m-am pregătit eu dacă mă duci tu în Japonia pe mine. Doamnelor și domnilor, azi vor lua premiile toate Mateo și Emily Strate! Direct din Japonia. Kawaii! Ce-a făcut? Kawaii! Nu că e ok de bine. Nici tu nu ești bine. Mamă, ce emisiune facem. Hai tu lângă mine, că noi ne știm de mult. Da, știi ce i-ai spus? Da.
Cum să nu? Că e drăguță. Cum ai zis? Kawaii. Kawaii? Kawaii! 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 Și kawawa înseamnă că așa, așa, așa. Mateo, vreau să ne faci o scurtă prezentare a lui Emily pentru a o cunoaște și noi mai bine. Emily. Cine este și de ce ai venit cu ea? Și dacă nevastă ta știe. Nevastă mea o să afle. Da. Bun. Da. Deci cine este domnișoara din dreapta Lumez, mea? Mă, domnișoara din dreapta ta este un om foarte prezent pe online, pe TikTok, pe Instagram, pe toate cele, pe YouTube. Are un single care urmează, dar nu trebuie să spunem mâna, nu cu invitatul, spune, nu? Deci are așa, foarte este mult... o fată foarte talentată din Republica Moldova. Bun, de care Mateo are foarte mare grijă și de care promite acum în emisiune că va avea grijă în continuare. Da. Perfect. Emily, în afară de asta, 200 de euro după emisiune, dar las că-ți spun eu pentru prezentarea asta frumoasă. Până atunci însă, Mateo și Emily au venit să distreze alături de noi și, bineînțeles, să câștige pentru familia Mihalache. Haideți să le urmărim povestea împreună și după începem să ne distrăm. Mă numesc Mihalache Laura, am 28 de ani și sunt casnică. Am doi băieți. Pe cel mare îl cheamă David, are 10 anișori, și pe cel mic îl cheamă Ianis și are 4 ani. Cu cel mare am și niște probleme, de fapt. Am băgat de seamă din cauza comportamentului că ceva nu e în regulă, nu e ok. Adică nu ne-am gândit numai la răsfăț, că ar fi din cauza răsfățului. Am fost internată cu el în spital și acolo am aflat că are ADHD. Mi s-a recomandat să fac terapie comportamentală cu el. Am făcut o perioadă, după care m-am oprit și din cauza banilor, că nu am avut situația financiară atât încât să pot merge cu el de vreo 2-3 ori pe săptămână la terapie. Nu are stare la nimic, absolut nimic, nu e răbdător la nimic, tot timpul să faci numai ca el. Începusem de fapt și eu să am un loc de muncă, dar după care m-am oprit că nu mai făcea față mama mea și sora mea cu el, să aibă grijă de el din cauza comportamentului pe care l-avea, era violent cu ele, să facă numai ca el. M-am simțit neputincioasă, că nu pot face nimic pentru a fi el mai diferit. Și cumva mă simțeam așa vinovată și invidioasă un pic când vedeam alți copii că ei erau cum trebuie și ascultă de părinți și erau normali, ca să zic așa. Ca orice mamă, Laura vrea să-și crească copiii bine, să fie educați și să nu ducă lipsă de nimic. Din păcate, venitul financiar al familiei Mihalache este modest și momentan nu sunt speranțe ca Laura să se angajeze, fiind nevoită să îi acorde mai multă atenție lui David pentru a se vindeca. O să zic că financiar nu ne descurcăm, wow, automat eu ce stau acasă, soțul lucrează cu ziua, pe șantier, în unele zile are de muncă, în altele nu, doar alocația copiilor, ca să zic așa. Tatăl meu lucrează, el le mai ajută financiar. Vă dați seama, mama mea la fel acasă, pun la văcaznică, sora la fel, tot cu probleme de sănătate și suntem nevoiți să trăim așa, ca să zic, cum putem și cum vrea cel de sus. Cu credință în Dumnezeu, Laura visează la ziua în care David va fi vindecat. Pot să zic că de când am început terapiile la Wonder, la PDP, pot să zic că s-a mai schimbat un pic în bine. Nu mai este acel David chiar cum era el înainte, foarte agresiv, violent și așa. Cea mai mare dorință mea ar fi să-mi văd copilul bine, să-l văd eu că este așa cum vreau eu, cel mare, și să-l văd că își îndeplinește visul, că vrea să devină fotbalist. Asta își dorește cel mai mult. Este pasionat de fotbal. Tot timpul, oriunde este, pe unde merge, mingea. Dacă e nevoie, de când se trezește? Până adorme cu mingea. Și în pat cu ea, dacă este nevoie, nu. Cu mingea tot timpul. El vrea să devină campion. Da. Și să sperăm ce vrea Dumnezeu. El, la el e totul în mână. Familia Mihalache face parte din programele de prevenire a abandonului școlar ale Asociației
FDP, protagoniști în educație. Nu uitați că dacă doriți să sprijiniți educația și să-i aduceți pe copii cu un pas mai aproape de visurile lor, puteți trimite chiar în acest moment un SMS la 8844 cu textul AJUT. Astfel donați 2 euro în fiecare lună și ajutați copiii din medii defavorizate să-și continue studiile și să aibă acces la un viitor mai bun. O să spunem și noi bună seara doamnei Laura. Bună seara. Și salutare domnului David. Salut. Salut. E supărat, David? Nu. O să te fac eu să fii fericit în seara asta. Ia spune-mi tu mie ce ți-ai dorit tu să câștigi în această seară pentru a-ți vedea eu zâmbetul. Un laptop. Un laptop, David. Perfect, l-am notat. Și atunci o întreb și pe mama Laura, tu de ce ai avea nevoie? Un frigider și o mașină de spălat. Frigider, mașină de spălat, laptop, lucruri de-astea normale. Doamna Laura, dragul meu David, în această seară, Emily și Mateo au venit să lupte pentru voi. Mulțumim frumos. Eu cred că se va sfârși cu zâmbete, dar rămâne de văzut pentru că au de luptat alături de Constantin, care a venit din Dâmbovița și, bineînțeles, de Maria, care și-a venit tot din Dâmbovița, asta pentru a-mi fi mie mai ușor în emisiune. Să înceapă roata norocului, runda întâi! Cu toți sfinții. Cum? Cu toți sfinții avem de luptat. Exact, Constantin, Maria. Aia, lasă, Elena mai lipsă, Elena e acasă. Elena, lasă. Una, două ți-aduce aminte. Constantin, Mateo și Maria, cu voi mă joc în primul puzzle de departajare. Te-am ales pe tine pentru că tu ai mai fost pe la noi. Așa. Și despre ce e vorba și Emily să se prindă pe parcurs. Okay. Ce se întâmplă acum? Vă dau un puzzle, bă, mai micuț așa de început. Ăsta este. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este mâncare. Mâncare. Dragii mei, vor apărea litere aleatorii, una câte una. În momentul în care știți răspunsul corect, va trebui să apăsați butonul din dreapta, respectiv fața voastră, Mateo, dar nu vorbiți până nu-l voi nominaliza pe cel care a apăsat primul asta pentru a nu-i ajuta pe ceilalți concurenți, ok? 1500 de puncte puse în joc și spun pentru prima oară în această seară. Start! Wow, ce debit! Atenție, mâncare... Concentrați-vă bine, totul are legătură cu Japonia. Constantin, Mateo, Maria... Stop, Mateo! Restaurant asiatic. Restaurant asiatic. Asmatic. Ia să vedem. Asta e! Asta e, mă. Uite așa, avem 1500 de puncte și cu voi încep prima rundă. Perfect. Pentru asta am nevoie de un puzzle mare, frumos, plin de consoane și vocale. El arată așa. Am și un domeniu. Deci pe Tetris. Ana, te rog. Domeniul este slab. Slab. Ală, ți-am vorbit frumos. Chiar că e pentru tine, Emily. Nici n-am început bine emisiunea și începem cu apropouri. Slab, gras, ce-i asta? Pă bune? Discriminare se numește. Nu, sucule, dar ce treabă are domeniul cu tine? Crezi că puzzle-ul este despre tine? Nu e? Nu e. Păi n-are cum, că eu nu sunt slab. Logic. Mateo, Emily, tare de roată. Hai. Hai. Hai tu primul. Eu primul? Da. Bine, hai să dăm tare. Auzi? Puțină gălăgie se poate? Auzi? Ca să meargă roata? Eu nu sunt slab nici fizic, dar nici profesional. Hai, Mateo! Ce înseamnă power play? Asta, 60 de secunde doar ale voastre. Timp de 60 de secunde. Leu. Dați de roată. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, îmi spuneți o consoană. Chiar dacă e corectă sau greșită, mergem mai departe. Și dă-i, și dă-i, și dă-i. Nu trebuie să dați tare de roată, ca să nu pierdem timp. Și începem în 3, 2, 1. Power play! Hai! Prima consoană este... Ce? Dai, pentru 300 de puncte, cât de la creion. Mai încet, Mateo, că pierde foarte mult timp, cât se rătește. Atenție!
următoarea consoană. R. R de la rață, hai. Bine așa, asta este. Atenție acum, pentru 1500 zi. T. T de la tractor, 1500 de puncte, excelent. T. Pentru mai departe, următoarea consoană. B. B de la bursuc pentru 700, dă-i. Hai, da. Mai avem 25 de secunde, consoana este... N. Care? N. N, dă-i pentru 500, N. De la năluc, pentru încă 500. F de la, F de la faliment, dă-i. Așa. Mai avem 10 secunde, foarte bine, am jucat foarte bine. Consoana S. Este... S pentru 400, dă-i. C. C. De la C. Gheorghe. A, G de la Gheorghe pentru 800, astea au fost. G de la Gheorghe. Ia să vedem. Ce am nimerit, ce n-am nimerit. Gheorghe pentru 800. Mateo, Emily, ați acumulat 7900 de puncte pe o play! Început în forță, Emily. E bine, da? Wow. Mă bucur. 7900? Așa. Păi uite-te așa, în vitrină, că luăm jumătate de vitrină. Păi avem laptopul, avem frigider 2000, avem și... aragaz, avem mașină de spălat, avem... Perfect. Ce? Ce faci? Cu ce ne servești? Cu sandwich-ul invizibil, ce faci? Numai bursucule, eu țin la tradițiile și obiceiurile țărilor în care mergem, așa că am adus tava ca să-și pună toată lumea lenjeria. Măi, Ana, tu te mădei. Du-te, mă, vorbește frumos, mă. Du-te, mă, lasă-ne, mă, te rog eu. Ai venit și cu buzele astea, cu două frunze de trifoi. Lasă-ne puțin, te rog. Cum să ne punem ei? Da, așa e tradiția. Cum mă să ne pune chiloți în tavă? Doar bărbații. Păi dacă femeile, conform tradiției în Japonia, nu poartă lingerie intimă. A, și să nu mai purtăm nici noi. Ne mutăm un pic în Italia. Du-te, mai bursucule, așa e tradiția. Adică tu? Ca să nu mai zic că stai, că nu mai zic încălțat. Cum adică? Păi nu vezi că ești încălțat? Păi și cum mai vrea să fiu, că suntem la televizor? Suntem la roata norocului pe tărâm japonez. Trebuie să te descalți. Auzi? Du-te cu tava asta, că n-avem cum să ne punem lingerie aici, te rog eu. Du-te, du-te la locul tău, lasă. Una, două, ne punem... Haide. Hai, fă ca turci, împinge tava, du-te mai încolo. Asta ne trebuie acum să ne păbunim. Vorba aia. 7900 de puncte, cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Dăm de roată. Dacă ați dat faliment, am pierdut tot. Hai că, nu știu, nu? Dă tu de roată, că e responsabilitatea ta acum. Dai cu la mine, când dai de roată, dai de roată, nu mângâi. Bine, tată, hai. 1, 2, 3. Și acum, 800 de puncte sunt foarte multe, dar pentru asta îmi trebuie o consoană corectă. Uitați-vă în ecranul de jos, vedeți ce consoane ați folosit până în momentul ăsta și dați-mi o consoană corectă pe care să o regăsim în puzzle-ul ăsta din fața mea. Un D? Hai să dăm un D sau un P. Un P? Nu, hai un D mai bine. D de la Dumitru? D de la Dumitru. Ia. Bine! Ia uite! Next! 9500 de puncte. Sunt foarte multe puncte, 9500. Așa. Dacă vreți, puteți cumpăra o vocală, asta înseamnă 500 de puncte și începeți să vă ajutați acolo. Avem puncte, slavă Domnului! O cumpărăm și noi pe U? Hai pe A. Pe A? Bine. Pe A. Ana, ce faci acum? Stai pe telefon, pe bune. Nu, bursucule, scuză-mă puțin. I-am scris lui Elon Musk pe Twitter. Ce? Lui Elon Musk i-am scris pe Twitter. Ce i-ai scris pe Twitter lui Elon Musk? I-am zis că după sezonul ăsta vreau să plec pe Marte să învăț și stilul lor de luptă. Ce stil? Arte marțiene. Arte marțiale, măi. Dar e foarte asemănător. Lasă-mă, nu te mai băga, că eu nu mă bag în emisiunea ta.
Văd, chiar văd că te încurc. Ia vezi, există în puzzle-ul ăla dacă tot te încurc așa tare. Bravo, băi, Emil. Mai luăm? Mai luăm. Hai să luăm acum și pe U. Ăsta, vrei? Da. Hai să luăm și pe U. U, de la uragan. De la Hachiko, hai vino încoace. La... Ce? Cum ai zis că-l cheamă? Hachiko, păi e japonez și el. Hachiko. Mai luăm una? Zi, mai luăm una, că am tot... Hai cu O. Stați fără grijă. Încă avem. Oh, bravo, Emily! Hai să luăm... Luăm și pe E? Da. Hai să luăm și pe E. E. Dar dacă... Am o întrebare referitor... Dar dacă știm deja... Știi ce scrie acolo? Îmi dai soluția, ai 7500 de puncte, îți mai dau 500 de puncte pentru o soluție corectă și cu 8000 mergem la vitrină. Știi ce scrie? Dar dacă, atenție, Emily, dacă o singură literă e greșită? Este greșită, ai pierdut. Hai să mai dau atunci. Ai pierdut ce? Te-ai tot. Pierdut șansa. Punctele. Nu tot, punctele rămân, merg mai departe. Mă joc cu Constantin, cu Maria. Eu zic să mai cumpărați o vocală, să fiți absolut siguri de ce scrie acolo, după care puteți să-mi dați soluția. Ok. Băi, dar noi nu am luat ouri. Nu contează dacă tu știi că e acolo ă sigur sau poți să cumperi, cum vreți. Hai să luăm un ă, zic eu. Fii atent, important e să fie, da? Mhm. Ă. Nu-mi dau seama acolo la o. Ăla, sută. Nu, că nu, avem T. Ăla, de-aia am luat ău, așa. Mai luăm o vocală ca să fiți sigur că este acolo unde trebuie? Eu am rămas fără vocală, eu nu mai știu, atât am învățat la asta. Haide că mai sunt, uite-te jos, e o vocală de-aia, vă trebuie. Hai să luăm, zi tu. Aia, deci trebuie ție, că ai spus I. acolo. Care? I. I. Ia să vedem. Faci doar... Și acum, avem 6500 de puncte. Putem să dăm de roată, să încercăm să evităm falimentul și să mai adunăm puncte, sau îmi dați soluția corectă și cu 7000 de puncte i-am îndeplinit visul doamnei Laura și a lui David, după aia ne jucăm relaxați, sau mai cumpărăm o vocală pentru a fi și mai siguri. Nici n-a pus presiune. N-a pus presiune în speech-ul ăsta, n-a pus deloc presiune pe noi. Nu. N-am auzit de presiune. Emily, știi ce scrie acolo? Nu-mi dau seama la un singur cuvânt. Perfect, atunci nu ne grăbim, mai putem cumpăra o vocală sau mai dăm de roată. Mi-e frică de falimentul ăla. Hai să mai dăm de roată. Hai, uite-te unde e faliment. Avem unul acolo, unul aici. Trebuie să fie între astea două. Hai. Hai. Dai tu? Nu, împreună. Hai. Eu zic că e bine. Hai, du-te la 800, du-te! E bine și așa, e perfect, e perfect! Nu am nimeni faliment. Nu e faliment, sunt 300 de puncte, am nevoie de o consoană corectă acum. Mergi cu capa? Hai, M, de la M. Matman. Acolo jos, nu? E. Yeah. Nu știu. Tine. Mai uită-te odată. Emily! Yes! Bravo, Emily! Nu e unde ai vrut să fie, dar era în altă parte, ceea ce e foarte bine. 6800. Bagă. Putem să dăm răspunsul? Soluția? Emily. Hai. E sigură, da? Da, cine nu riscă, n-are laptop. O singură dată, foarte bună vorbă, bravo. O singură dată, tare, clar și corect. Ai sub 100 de chile, sumă tu faci doar cu mine. Ăla e. Nu. Nu e. Nu este greșit? Ai mine. Sub 100 de chile, da, pe... sumo, tu faci nu doar era deja cu aici. Mine. Și dacă era M, apărea nu. Și acolo. Hai că știu eu. Da, dar nici tu nu e, că apărea și acolo. Doar cu...
Bang, bang. Emily! De ce te-ai grăbit? Dacă ți-a apărut M și nu a apărut acolo adineauri, știai că nu e... N-am fost atent. Lasă-mă-i fata în pace, că e emoționată. Sunt prima dată. E prima oară la roată. Nici nu ai pus presiune pe noi, adică e ca o joacă asta. 6800 de puncte, Emil. Mamă. E foarte ok, Emil. Și uite, nu pentru că nu vreau să pun nicio presiune, vreau să te uiți în ecranul ăla de acolo și să o vezi pe doamna Laura și pe David. A, nu, că deja... Le recâștigăm, promit, mai avem timp. Succes! Mulțumim! Ne împun. Constantine, 0 puncte. Putem da de roată sau poți să-mi dai soluția? Dăm de roată. Hai! Machina! Atunci știi ce scrie acolo? Nu. Deci, acolo jos în monitor, noi le-am spus deja. Mm-hmm. Da. Și nu ne-au, mă rog. Mm-hmm. N-au apărut acolo. Iar Constantin San, se spune consoana? L de la Laurențiu. L de la Laurențiu, ia să vedem. Este! Dacă se poate, pentru colegii noștri, pentru Iulia Dumitrache și Hot Play, un rând de aplauze, vă rog. Nu știu dacă ați observat, colega noastră, de o săptămână, de duminica trecută, vă spun sincer, a plecat de aici, de la emisiune, și nu a pus geană pe geană, nu a pus... picătură de apă în gură până nu am învățat niște melodii în japoneză. Iulia, ai tot respectul nostru. O să-ți spunem... S-a făcut? Aligator. Așa, aligator, cum spui tu. Mulțumesc că ai zis, bursucule. Așa. Ești o minune acestei emisiuni. Mulțumesc. Iar săptămâna viitoare îți promitem din inimă că vom face tot posibilul să ajungem unde ți-ai dori, în Africa. Super, abia aștept. M-am descurcat eu cu India, cu Japonia astăzi, e ok. Bun, Constantin, avem 500 de puncte și o treime din acest autoturism. Îmi dai de roată, scumpere vocală sau îmi dai soluție? N-am de roată. Hai! Capa de la kilogram. Capa de la kilogram. E, și acum Constantine s-a strâns lanțul. Mam. Rău. Rău de tot. Și s-a și rupt lanțul de iubire. Aha. Îmi dai soluția? Au dai de rat. Așa, avea nimic de pierdut, au de rat. Consoana care lipsește din puzzle-ul nostru, Constantine, este... Z. Ce-a făcut? Z, nu știu. Z. Bă, dar la zahăr, domnule. Băi, zici că mă la serial, cel mai curios. Care ce după la galben acolo? Nu știu. Hai că o zic eu acum. Știu că e... O zic eu. Tu știi soluția? Da, dar vreau să dau de roată. Adică așa sper că știu. Maria. Da. Dai de roată. Ia. Consoana care îmi lipsește din puzzle, Mărie, pentru 800 de puncte, este... P de la papagal. P de la papagal. Ce?
Este! Bravo! Iar acum, pentru că e logic, doar că voi v-ați gândit invers, că scrie dacă ai peste. Înțelegi, toată lumea s-a gândit, mamă, cum faci? Nu! Mărie, e simplu acum, trebuie doar să citim. Da. În cazul în care te-a pus să citești și ai greșit o literă, este greșit. N-ar fi culmea. Da? Păi de la auzi, n-ar fi culmea, crede-mă, la că te-am văzut eu aici. Da. O singură dată tare, clar și corect îmi citești ce scrie acolo și câștigi 1300 de puncte și prima rundă. Maria, zi! Ai sub 100 de chile, sumo, tu faci doar cu pile. Ai sub 100 de chile, sumo, tu faci doar cu pile, cunoștințe și relații. Da, dar ce atunci la mine zici că... Așa la tine că îmi pare rău că pentru punctele alea și îmi imaginez că și eu probabil aș fi gândit exact mă ca voi. Mă simt vinovat. Adică mă gândeam la mine, tine, bine. Depinde cât de egocentrist ești. Și toate astea erau acolo, știi? Uh-huh. Adică înțeleg modul vostru de a gândi, doar că nimeni nu s-a gândit, adică voi doi nu v-ați gândit la, bă, dacă am sub 100 de chile, nu prea pot să particip la sumă. Și atunci, cu pile și relații, dar mai ales pe cunoștințe, mergem alături de Maria la vitrină. Hai! De Maria, 1300 de puncte. Vitrina noastră, dragă Mărie. Aș dori o mașină de spălat vase. Da, e foarte bună. Foarte bună. Mai ales că este și de la Samus și este și 1000 de puncte. Bravo! Mai avem 300. Și robotul de bucătărie. Pe care îl dorești? Cel la... Ăsta de la Albatros? Da. Ăsta de la Albatros? Da. Să te bucuri de el. Bravo, Maria! 300 de puncte și am dat produsele, iar noi mergem mai departe. Să nu merg până la 4 câte runde avem? Da. Plus bonus 5, ia. Ici, ni, san, și, go. Atât, suficient că mă go, mă ia, deci cum încă o dată? Ici, ni. Stop, doamnă întâlnător, am ajuns în runda ni. La mine la țară, bunicul meu zicea, di! Nu ni, da, top acolo. Constantin, Maria, cu voi mă joc în runda a doua, am puzzle-ul de departajare. Noi știm de o grămadă de timp. Pentru că în primul puzzle a răspuns Mateo la primul puzzle. Iată puzzle-ul de departajare pentru runda a doua. Di, ăsta, ni! Și acum avem și un domeniu. Domeniul este monedă. Monedă. Constantin și Maria, vor apărea litere aleatorii una câte una. În momentul în care știți răspunsul corect, nu uitați că vă voi da 800 de puncte. Emily deja s-a enervat pentru faptul că s-a grăbit, dar oricum și cu toate punctele alea, probabil că n-ar fi găsit că acolo scrie pile în loc de tine. Așa că 3, 2, 1, start! Yes. Monedă. Mamă, și Mateo știe. Nu, știu pe... Tu n-ai voie să apeși, mă. A, eu n-am voie să apeși. Ok, fiți atenți, dau start în momentul în care pleacă iar puzzle-ul de unde a rămas, trebuie să apăsați repede start. Stop, Constantin. Yenul japonez. Cum? Yenul japonez. Stop. E becul albastru. Băi, ce viteză ai avut? N-am văzut că ai apăsat prima. Ia uite. Zi. Yenul japonez. Yenul japonez. Stai. Stați-mă un pic. Băi. Măi. Ia zi, Ana, ce scrie acolo? Mă sperie. Ce scrie acolo? Yenul japonez. Ezi, e altceva.
Să pui accentul cum trebuie. Cum ai zis tu? Ienul japonez. Ce măi, iedu, ce e ăsta acolo? Hai să vedem. Supuie, pot să vă spun și o poveste din Japonia. Acum stai un pic să vedem dacă e ienul ăla sau nu e. Măcar titlu. Zi titlu. Capra cu trei ieni. Hai. Nu e. Nu e. Marie, tu începi runda a doua. Iată puzzle-ul din runda a doua. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este fauna. Fauna. Hai. Emily, Mateo, mai stânga voastră, vă rog. Așa. Hai. Așa, să-i dăm voie lui Maria să se desfășoare. Acum ține-te, că rupe bat. Vezi că zboară asta pe aici. Asta mi-e frică. Hai, Maria, dă-i. Păi, există? Tare! Mom. 10.000 de roche! Maria. Arată bine. Aici e urât. Bă, tacticos, cum e el, bani. Oh! Oh. Arată bine. Arată, ce să cum stă, dacă îi bagi în buzunar, nici n-au loc. 10.000 de ron cash, o valiză plină cu bani. Perfect. Tu și cu neamării miliardar. Sunt bun pentru la nuntă. Exact. A, dacă ai zis. Anul viitor. Asta, până la anul. Fii cheltui. Atentă. Fii atentă. O consoană corectă, ridic plăcuța și dacă tu câștigi această rundă, îți dau și bani. Poți să zic? Bineînțeles. C de la cățel. Asta e, că ai văzut, ai venit cu C-ul ăsta. Ia să vedem. Hey! Am să spun că în momentul ăsta ai scăpat și de un faliment. Da? Chiar de două. Mai ai doar unul singur pe roată. Trebuie să-l ferești, să ai consoane bune, să adunăm puncte, după care îți cumpărăm vocale, că nu ne mai interesează punctele, ne interesează să luăm cash-ul. Dar de ce vorbești? Tu ai făcut echipă cu ea? Fac echipă cu toată lumea aici. A, cine e la rând? Nu folosi la plural. Cumpărăm asta cu ea direct. Te muți pe litoral, ce faci? Ia ridică plăcuța aia, ce faci cu ea? Deci... Mă duc să o pun pe frigider, bursucule. Cum, mă, în vitrina noastră cu premii tu ai pus, pui cazare? Da, dar nu în vitrină. Pe frigider. Păi ce să faci cu ea pe frigider? Păi în frigider, bursucule, vreau să organizez cazare. Că la Tokyo am auzit că merg hotelurile alea tip capsulă. Dimensiuni mici, tip frigider. Și lumea se cazează la frigider. Vii și cu un labrador, îl băgăm în congelator. Auzi, îți dai seama că la cât ai tu... Nu, uite-te puțin la mine. La cât ai tu mintea și la ce trece ție până căpșorul ăla, tu realizezi că până runda a patra mi iese vreunul de doarme de până frigider de acolo. Exact, bursucule. Îl găsesc pe Gabi că se culcă pe acolo. Stai cu minte. Exact. Spate. Ia uite ce cazare frumoasă. Hai, Maria. Te-ai de roată. Liberă la mare, stau cu tine la soare. Ne iubim pe oh, ce cu mașinuța aia acolo? Tu tot ascuns bunătăți după mașină. Auzi? Mai am alții. Mai am niște bani cash, că poate nu ți-ajunge o dorăște.
Bine, ăștia sunt cam greu de câștigat, i-am adus așa, doar să-ți ia. Doar să, da. Dar cu ei, dar, la da. Dar răspun sincer. Așa e, de că mai bine să decât power play-ul ăsta nu putea să-ți cadă nimic acum. Yeah. De ce? Pentru că timp de 60 de secunde tu vei da de roată. Ceea ce înseamnă că dacă vei fi inspirată, suntem și la început, și îmi dai 4-5 consoane bune, mai pici și pe niște puncte multe, ne facem multe puncte aici, așa, ne îmbogățim, petrecere, auzit, ba. Da. După, da, da. Cumperi vocale, înțelegi? După ce cumperi, eu nu o parte aici, mă, eu doar ajut, mă, de unde tu doar ajut, am conducerea Canal D, vă rugăm frumos să verificați la ieșire. Vedeți să nu plece burciucul cu sandwich maker. Fii atent. Sandwich maker. În cazul în care... Dar vizi boxa, sandwich maker. În cazul în care... Nu știu cum după 4-5 consoane, în ultimele 5 secunde spui, știu soluția. Eu dau stop cronometru, îmi dai soluția aia corectă și fii atentă. Câștigăm 3.000 de ron cash de aici, plus 10.000 de ron cash de aici, plus punctele acumulate și îți mai dau și 500 de puncte pentru soluție. Bine, faci runda asta și poți pleci acasă dacă ai din merită. Mai are rost. Eu zic să o luăm treptat. Lasă-i pe ăștia 3.000. Eu îi țin aici lângă mine, să nu zici că nu ți-am arătat. Da? Și facem așa. 4, 5, chiar 6 consoane. Le-ai pregătite? Da. Perfect. Dai de roată. Ana, te rog să numeri până la 3 în japoneză. Când a ajuns ea la 3, tu începi. Fii atentă. Și... Ichi, ni, san! Hai! Să dai mult mai încet, pentru că pierde foarte mult timp. Iar prima ta consoană pentru 700 de puncte este... P! P de la pâine, dă-i! Dă-i, 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 roată, dă-i, mai încet, mai încet! Zi! P de la bursuc! Hai că nu l-am putut să-l pun, îl iau pentru următorul. P de la bursuc! Hai răbdare! Pe ăsta le-au, bă, de la bursuc pentru 500, dă-i! Dă-i de roată, dă-i de roată, dă-i de roată, că nu e pe puncte! Dă-i de la delfin, hai, pentru 500! Mai avem 8 secunde, zi! Mă, de la Maria! Mă, de la Maria pentru 800, dă-i mai încet! Pentru 300, N de la... N de la niciodată, pentru 300, N de la Nălucă. Ia să vedem, avem și două năluci acolo. Iar tu ai acumulat, draga mea Maria, 4200 de puncte. Power play! Te uiți, te uiți, te gândești ce-o fi, ce n-o fi. Maria, 4200 de puncte. Cumpărăm o vocală sau mai dăm de rată? Cumpăr o vocală. Ia zi. A, de la Alina. Alina, Alina. Bun! Sau A de la oi. Ce? Sau A de la oi. Auzi, Ana, dar cine a făcut puzzle-ul ăsta? Blana. Trebuie să ne grăbim să umplem literele de sus. Ce facem acum? Cumpăr o vocală. I-a căzut și plăcuța de nervi. E cu noroc. Zi. E de la elefant. Faună. Dăm de roată, cumpărăm o vocală? Cumpărăm o vocală. I de la... Iepul. Iarbă, da. Iarbă. I de la elefant. Faună. Hai! Ce facem acum? Dau de roată. Hai! Așa să e ziua, să nu mai tu pe verde, roșca de blonde.
300 și am nevoie de o consoană. F de la floare. Ce ai, mă, te doare coloana? Avursucule, te respect și fac plecăciuni în fața ta. Te-a luat iar de la Buddha, de la că vezi, Doamne, că mai devreme era pe slab, acum Buddha. Nu, avursucule, mă înclin în fața ta pentru că ești maestru de karate. De karate? Cine, mă, eu? Da, avursucule, ai centura neagră. Unde e, mă, centura neagră? Mai vârstucule, am fost la tine în cabina acolo și ai avea o centură neagră acolo, am văzut-o eu. Aia e cureaua mea neagră de la pantaloni, mă. De unde ai luat-o? De la magazin, de unde s-o iau? Ai luat-o de la vreun instructor de ăsta, de la... De nevastă pe toți pe aici? Nu mai! Bine. A, dacă vrei, din când în când să... Te mai aplici așa, eu nu mă supăr, e de respect, știi? Bun. F de la floare. Este. Și avem 3000. Ce facem acum, Maria? Cumpăr o vocală. Vocala ta este... O. Ce facem acum? Un cuvânt mă încurcă. Care? Cel de pe al treilea rând. Al doilea cuvânt de pe al treilea rând. Ăla din mijloc? Da. Da, și pe mine ăla, tot ăla. M-a nenorocit ce să i-a pus eu ăla acolo în cap. M-a... Cinci. Dau de roată. Hai! Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscunlesc, nu mai resist. Power play! And I feel good, I thought that I would now. So good, so good, I got you. Acum chiar frige. Acum chiar poți o iei. Suntem aproape de final. Îți mai arăt odată geanta asta și pe asta chiar poți o iei și pe asta mare. 13.000 de ron cash. În momentul ăsta ai 2.500 de puncte. Nu uita, consoane, nu mai da atât de tare de roată, în momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, îți spui o consoană. Da. Dacă știi soluția până la finalul timpului, spui stop, eu dau stop cronometru, îmi dai soluția corectă și ne-am îmbogățit. Maria, începem în 3, 2, 1. De la roată pentru 100 de puncte. D de la tata. D de la tata pentru 300 de puncte. Dă-i de la... Ș de la șarpe. Ș de la șarpe pentru 500 de puncte. G de la Gabriela. Dă-i. G de la Gabriela pentru 400 de puncte. Mai avem 27 de secunde. Dă-i de roată. S de la Simon. S de la Simon pentru 700 de puncte. Dă-i. S de la zebră. De la zebră. Pentru 500. Știi soluția? Știi soluția? Știi consoană? De la... Nu am zis, Să ai spus și mai devreme. Iar în momentul ăsta ai acumulat 7400 de puncte. Power play! Ăștia în continuare rămân la mine, cei 3000. Dar băi, i-am pe cei 10.000 de ron cash. Faci, cap, și 7400 de puncte, Maria. Cumpăr o vocală. Vocala ta este... U, de la ureche. Mm.
Dau o soluție. Ei! 6.900 de puncte. O soluție corectă ți aduce 7.400 de puncte. Plus bani să fac nunta. 10.000 de ron cash. Maria. E grea? Banii tăi pentru nuntă sunt aici. 10.000 de ron cash și 7.400 de puncte. O singură dată, tare, clar și corect. Zi! Makakuh japonez are blana gri și foarte mare. Makakuh japonez. Makakuh, da? Da, cu H. Bun, makakuh japonez are blana gri și foarte mare. Ai fost vreodată în Thailanda? Nu, dar știi ce este makaku? Știi ce e el? Un animal. Dar știi ce e? Ce animal? Nu. E o maimuță. Știi, dar mama e de maimuță. Singura maimuță din Trebuie Japonia. Singura maimuță din Japonia, firar mama ei de maimuță. Cum makakuh? Cum makakuh? Firar makakului să-i fie! Dacă te duci în Thailanda și stai, de exemplu, în Kuala Lumpur și stai pe balcon... Kuala Lumpur. Când stai vine, în Kuala Lumpur, da? Vine la tine în balcon și dai să mănânce banane. Eu o să mă duc și o să îți fură mâncarea. Sucule, dacă vine makakuh, e fake. Fii atentă. Din China. Fii atentă. Makakuh ăsta, nu că ți-a furat mâncarea din balcon. Asta ți-a luat banii de nuntă. Pentru că răspunsul tău, Maria, este... Las că faci alții. Las că se fac alții. Da. Da. Nu vezi că ai noroc la power play-ul ăla? Important să ai cu cine să te mărit. Maria. Na, bine. Fiți iar makakuh de râs. Ia că e mai o soluție, el. Dă-i de roată. Nu poți dau soluția? Nu, dă-i de roată să adunăm puncte. Hai. Hai. Nu dăm faliment. Tare. Maria, consoana care lipsește de acolo de sus și nu este H, este... B. L, mă. L. Asta. Dacă animalul este macac, nu poți să-l articulezi decât makakuh. Cool, da. Mateo, Emily, mai dăm o dată de roată și nu nimeriți falimentul. Nu putem să zicem soluția. Ba da, puteți să spuneți soluția. Hai. E sigură acum, Emily? Da. Fii atent, avem laptopul la tine în mână. O aveam soluția de cu mult înainte. Hai, zi. Makakul japonez are blana gri și foarte mare. Makakul japonez are blana gri și foarte mare. Eram 100% că mi-ai luat banii. În momentul în care am auzit cu H la final, am crezut că n-am auzit bine. De-aia te-am și pus să-mi spui încă o dată, sigur, H? H? Sigur! E makakuh din avion. Ce mai întâmplă? Makakul japonez are, mă, blana gri și foarte mare, da sau nu? Este! Bravo! Pare rău! Emilia a zis o vorbă foarte adevărată. Banii mai faci, mai ai câte runde mai sunt? Mai avem două runde. Mai avem. Important este să ai cu cine să te măriți. Corect. Și Emilia, cel mai important, că nu mi-ai zis makakul japonez. Acolo mă băgai în... Nici chiar așa. David,
avem 1900 de puncte, un laptop valorează 2000 de puncte, dar mai pun eu 100 și laptopul este al tău, David! Mulțumim frumos, mulțumim! Iar noi, dragii mei, punem plăcuța înapoi pentru că banii rămân în joc. Se întoarce însă și falimentul. Da. Duc gențile astea înapoi și mergem împreună în runda a treia! Suntem împreună, eu și Ana, în această emisiune de 8 ani. Foarte rar, foarte rar. Mi se întâmplă să mă uit la ea când cineva dă soluția, fiind exact așa, că ea de obicei e așa. Haide, zi! Macacu și-a fost așa la mine. Ui. Nu de asta, mai bursucule! Tu ai auzit ce haș a zis? Nu-i timpul trec. Am uitat bancea pe foc. Ce ai uitat, mă? În spate acolo, că mi-am făcut niște macea cu niște sencea, am pus și niște bancea și ghiocuro și fucamușica și coșica. Ce a pățit? Și le-am uitat pe foc. Păi du-te repede, poate ai pus medicamente, bubuim, du-te și ia de pe foc ce ai de luat. Băi, bursucule, astea sunt ceaiuri. Ceaiuri? Da, japoneze, care se beau îndulcite cu albine, dar nu știi tu, sunt pentru slăbit. Cu albine? Cu albine, cu miere de albine, ce naiba? Nu, nu, cu albine se îndulcesc, că dacă bei un ceai din ăsta cu albine, nu mai mănânci o săptămână. Pentru alte rețete, urmăriți-mă. Da, păi asta e. Dacă bei ceaiul ăla cu albine, faci roiul de la frigider. Mai am și o dietă Feng Shui. Ia, ia, cum e dieta asta Feng Shui să slăbesc? Se întoarce frigiderul cu ușa la perete. Bună asta, bună, bună, ești nebun. Diseară îl întorc, nu da, pentru mine. Toată lumea e fericită, singura care e tristă e Maria, a rămas la hașul ăla blocat, ea nimeni nu râde. Este exact așa, fiți iar macacul de râs. Pentru că tu ai început runda a doua, după ce i-ai luat lui Constantin ceea ce răspunsese el în puzzle de departajare. Mateo a răspuns în primul puzzle de departajare, nu-l mai chinim pe Constantin, așa că, dragul meu, îți ofer puzzle-ul din runda a treia. Ia uite-l! Am și un domeniu pentru tine. Domeniul este denumire. Denumire! Constantin! Pentru tine, direct din Japonia, cu dedicație din partea Iuliei Dumitrache și din partea trupei Hot Play, fii atent, dai de roată și piesa celebră din Japonia, special pentru tine. Dă-i, yeah. Ia-uzi. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, plin de rouă, mai de tine. Dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, alb e tricou pe tine. Constantine, vreau să fac sushi cu tine. Ce faci? Să arunci cu orez în mine. Să arunce cu orez în tine. Varianta japoneză. Dar ce cu orez arunci acolo când ești la casa căsătoriilor? Că el de-aia se căsătorește acum și el. Cum să mănânce sushi cu tine? Japonia, măi, bursucule. Cum să mănânce sushi și cu tine? Și România e un oraș în care se mănâncă sushi. E produs tradițional în orașul ăla. Unde, mă? La Suceava. Constantine, 200 de puncte. Dă-mi o consoană. Cât de la Constantin? Cât de la Constantin? Hai, dă-i. Oh, 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 oh. Că tragi la 200. Da. Dă de la delfin. Dă de la de, dar ești dezamăgit. Dă de la dezamăgire. Da, dezamăgit. Da. Ah, oh, chiar că dezamăgit. Ce că dai 200 mai dai și cu consoanele de pereți. Da. Marian. Te-ai timpul ceartă. Nu mai zic. Nu uita. Nu uita, deci fii atentă. Dai power play, adunăm punctele, așa merge.
Da. Fii atentă. Deci, dai power play, iei punctele, după aia, dai pe plăcuța aia, ți-aduc banii, după care iar power play, te chinui, da. Fa 10.000 de puncte, 10.000 de non-cash, după care îmi spui o literă proastă, da, și vin ei și ți-au cașcavală, da? Hai, asta e, ca să știm regulamentul. Banii și pe teme. Ușor, măi. Cum? Cu maimuțele. Mă, de la maimuță. Firar mama ei, de maimuță. Ana s-a culcat. Ghinion. E clar, maimuța nu trage la tine în seara asta. Vorbiți mai încet, vă rog eu. Ți-e rău? Nu, bursucule, de ce? Dar tu ce cauți aici? Cauți Pokémon? Da, și uite, tocmai vezi am găsit un... Vezi că mă odihnesc. Auzi? Noi suntem în emisiune, uite-te cum arăți așa tolănită. Păi cum arăt? Mă odihnesc. Hai, du-te că-ți zic eu când să mă trezești. Că avem pe băieții ăștia de la camere, din spatele platoului de... Nu-ți face griji că am pantalon pe mine, nu fac chiar așa. Păi n-ai zis că nu porți lenjerie intimă? Păi da, dar m-am asigurat acum că m-am băgat la somn. Tu chiar te-ai apucat să dormi pe bune acum? Da, mai bursucule, dar tu nu știi că în Japonia dorm în timpul muncii? E un semn că te simți așa de bine la muncă, te odihnești, te relaxezi. E ca acasă, n-ai? E a tua acasă și roata e a tua mea acasă. Vrei mai bine să te pun pe roata aia, să te și răsucesc, să amețești bine, să doar cum trebuie? Nu mai bursucule, stau bine aici, dar am o rugăminte la tine. Ce rugăminte ai tu? Stinge tu luminile astea când ieși. Să sting? Da. Colegii, am o rugăminte, să lăsăm lumina jos. E bine așa? Aolea. Ești Nisan și Corona, Navar. Ce faci, mă? Cuciu. Număr oi. Alex. Mulțumesc. Alo, gata, s-a terminat ora prânzului. Haide, sus. Hai, măi, bursucule, niciodată nu pot să fac ce vreau în emisiunea asta. Dormi așa, din picioare. Asta, stai așa, bravo. Băi, dar nu se poate, nu mai există puțin respect. Noi muncim aici și tu, nani. Păi ce e asta? Gata, am spus. Păi tocmai în semn de respect. Ce înseamnă? Ce n-ai înțeles? Ce înseamnă de respect? Te culci aici, în mijlocul programului? Da, înseamnă că sunt relaxată și mă simt bine la muncă. Tu uite, nici nu poți să dormi. Nu ești relaxat deloc, ești super stresat. Adu și mie o pernă, că ne punem amândoi uite, acolo. Uite, uite că avem loc pe ea. Când stăm așa și ne culcăm în emisiune și cu oamenii ăștia, cine rămâne? Lasă că se culcă și ei. Nu mai fi așa stresat. Parcă nu, noi la mașina și plecăm. Te auzi ce gânduri are. E, pentru asta, dăm de roată, Emily. Hai să te văd. Împreună. Împreună? Da. Ok, hai. Hai una și era perfect. 300, sunt buni, sunt bune și punctele astea. Pentru o consoană corectă. Și anume să fie F? F. Da, să vedem. De la Făgăraș. De la Fukushima. Bine, merge și de la Fungi, da. Nu e. Merge și F de la faliment. Merge și F de la ferească Doamne. Constantin. Iar ești dezamăgit. Acum fii optimist. E rândul tău. E rândul tău! Da, 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 da. E rândul tău!
dăm nopțile înapoi și zilele de soare, dăm visele înapoi, chiar dacă știu că doare. Am ceva cu 200. Tot 200. Păi, pe cuvântul meu că scot plăcuțele astea ție, nu se poate. Omul 200. Bravo, 200... L de la Liliac. Auzi, dar muncești cu ziua? Nu. Dar mă gândeam că ții câte 200 în fiecare zi și de asta. Zilier. Trage așa la... Dăm de roat. Hai! Și strigă Beta! Mi-ai stricat cu Beta! Beta! Nu se poate așa ceva. E incredibil. Nu se poate așa ceva. Bă, tare, mă! Bă, ai o identitate, o personalitate. Tare e, da. O schema ta, zi. J de la Javră. Javră? Jante! Te-ai uitat la mine? Nu! Nu! Nu a ricoșat din 200-le la privirea. A, una singură. Hai, Nimica, tu ești deșteaptă. Salvează-ne! Sună periculos, dar tu sta mai jos. Pare primejdios, dar e așa rotos. Hai, s-a dublat! Două cu două, da. 400! Știu. Păi de la Piersica. Știi? Păi de la Piersica. Știi ce scrie acolo? Nu, taci din gură, nu? Știu. Bă, e ce scrie tot deșteaptă în puzzle-ul ăla acolo? Tot, tot, tot? Băi, nu greșiți, că Emily e pusă pe fapte mari. Băi? Da, mă. Cât la Batman? Martina, Sonia Zato, o bella ciao, bella ciao. Joker! Nu vorbiți, vă rog. Constantine, o consoană corectă și dacă ridicăm jokerul avem dublă șansă în această rundă, așa că îți permis să greșești odată. R de la roată. Este! Hai, acum avem Joker. Dă-i cu încredere, Constantine. O 1500 de puncte, cele mai multe puncte de pe rată, Constantine. Consoana ta este... Z. De la ziua. Ziua. Ei. Aoleu. No, că ești bine. Da, mă trage la 200. A 1500 deja te ia valo așa. Fii atent, avem Joker. Mi-l dai acum și mă joc tot cu tine sau îl păstrezi în cazul în care mai ajunge... Îl dau acum. Asta. Și acum, ai 1600 de puncte. Poți cumpăra o vocală să te ajut sau mai dai de rată? Cumpăr o vocală. Zi. O. De la Osaka. Mai cumperi una sau dai de roată? Dau de roată. Hai! Mă iubește femeile și e moarte dur pe mine. Toată ziua așa de pe cap, nu știu ce să fac ca să scap. 800. T. Care? T. De la... Tractor. Mă, mi-a fost strigănzit și tâmpit acum, după ce am spus ceabră mai devreme. Băi, Constantine, băi, vine să mă ascund sub biroul ăsta, băi! Dacă erau ceva. 200 nimerei, îți spun eu. Se poate. Maria, 0 puncte și dăm de rată. Ce, nu-ți vine să crezi? Nu. Nici nu e. Băi, de la Bursuc. B de la Bursuc? Mm. Poartă noroc. Stai așa, Emily, există B în puzzle, da sau nu? Nu există? Păi fii atent că știe. Vă la banii, vă la viață. B! Bă, chiar știe, ești nebună ca la 400, la fel. Emily! Da. Fii atentă, în momentul ăsta avem 400 de puncte.
scopul nostru este să mai adunăm niște puncte. Cu ele mergem la vitrină. Vă concentrați, nu dați pe faliment, tu îmi spui niște consoane, începem să desfacem acolo puzzle-ul, pe care îmi dai soluția și asta a fost, am câștigat și cu asta, basta mai. Adică ne prefacem că nu știm, bun. Hai, împreună, fără faliment, împreună. Da? Dați puțin mai încet, Mateo, să o controlați cât de cât, hai. Hai, 1, 2, 3 și. Într-un glas, amândoi, să cântăm chitara mea, cântați, vă spun noi, ce frumoasă-i dragostea. Pe... 200, la tine trag aia 10.000. Hai că ți-am luat schema. Ți-am luat 200, mișcarea. Emily consoană. S. S. De la săpun. Da. De la sărac, de la... Cum uitam la Constantin, așa? Mai știi vreo consoană? Gata, bravo, are dreptate. Mai știi vreo consoană? S. Nu, stai, știi sau nu? Da, știu. Dă-i de roată, hai, fără faliment. Hai, 1, 2, 3 și... Nu m-am gândit. De ce a trebuit să asociezi piesa asta cu întâmplarea asta? Mamă! Emily, ce ai spus că faci? Că ai țipat tare. Face să fie bine, mă. Face acum... Face o piesă nouă. Fac o piesă nouă, da, cu Mateo. Constantin, 1100 de puncte. No, eu și cu mâna asta nu mă mai ating de rupă asta. Băi, cred că eu... Na! Băi, e măsluită roata. Dar e nesimțită roata asta, e ceva cu ea greșit. E blestemată. Auzi, e un japonez mic înăuntru acolo. Eu zic să vorbiți frumos cu ea, că s-ar putea să nu vă mai dea nimic. Treaba voastră. Nu, că nu e de capul. Mi-am vorbit frumos, da. N-a mers, nu? Nu. Ce faci? Păi vezi că 400 e lângă faliment. Oricum nu știam. În primul rând nu mai sorbi așa. E... E un semn de educație, de ce? Nu, este un semn de lipsă de educație noi să fim aici tu. Sucule. Suntem în Japonia, ai uitat? La japonez, dacă nu plescăi și nu sorbi și nu faci zgomote din astea, înseamnă că nu-ți place mâncarea sau ceaiul sau... Uite, ceaiul ăsta e foarte bun. Bursucu. Și iată, domnilor, după ce ne-am jucat jumătate de rundă, am ajuns de la zero. Toată lumea are zero puncte. Egalitate. Și ajung la Maria. Să știi că trebuie să dai de roată, degeaba tu ești la bine. Este o sigură consoană. Știi soluția? Da. Sper! M-am gândit să nu mă duc să bat drumul degeaba până aici, dar dacă știi... Iar mă amăgești. Nu, mai că ți-ară știi bine că am 3.000 de ron cash. Uite, vezi, ăștia sunt. Da. Fii atentă. Noi numărăm... Îmi spui consoana când a picat pe puncte și dau stop cronometru, corect? Da. Atenție! 3! 2! 1! Consoana pentru 200 de puncte este... Ț! De la țară! Ok, Ț! Stop cronometru! Stop! Ț de la țară! Nu mai primești nimic în plus? Ba da! Ai primit, uite, 200 de puncte. Vai de și îți mai dau 500 pentru o soluție corectă, dar și 3.000 de ron cash. Serios? Da. Doamne ajută, măcar. Bine, acum știi deci cum e. Deci facem, dacă promite, îți promite și pe da, și după... Auzi, depinde de macac. Mă încurcă o maimuță. Ai grijă la macac, că eu-ți dădeam și 10.000, dar... Mă dezamăgești, doamne. Asta e. Hai să vedem. O singură dată. Tare, clar și corect.
Iar Emily deja este, mamă, dacă nu pot, eu dau ceva alimentul, știu? Da, deci eu am început de la început, de când a început puzzle-ul ăsta și n-am mâncat. Cred că Emily împartă ghinion. Maria, o singură dată, tare, clar și corect, zi! Japonia poreclă are țara soarelui răsare. Nu se poate așa ceva. Să-ți ierbă. Mai zi o dată. Japonia poreclă are țara soarelui răsare. Măi, Maria, mă. Ne ducă. E cu ă, da? Așa ai spus. Poreclă, ai spus. Da, poreclă. Ia pune cu a. Maria, din păcate, și în runda a treia face aceeași greșeală. O singură literă. Te-ai prins ce ți-am spus? Da. M-am prins la poreclă. M-am prins! Acum m-am prins. Mai și spui, știu. Asta e. Poreclă, porecla, ce-o fi acolo acum, Mărie? Vai, vine de-a. Emily pe spate și mai ia 500 de puncte. Da, ia. Și mai ia. Din păcate, Maria, răspunsul tău din runda a treia, încă o dată, este... Greșit. Poartă ghinion. Maria, 3.000 de ron cash plus 700 de puncte. Ai fost sigură că ai greșit? Am fost. Ce ai zis? Păi de la măcacă. Am pus A, 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 nici eu nu mai știam. Trebuia să-i dai plăcuța de la Powerplay. Ai dreptate, 10.000 lase aici. Stai așa. Mie-mi plăcea, nu mă spăram. Bravo, Ana. Asta e plăcuța ta. Power play, 3.000 de ron cash și 700 de puncte. Ce mai contează? E bine, hai la vitrină. Runda a treia, 700 de puncte, dar 3.000 de ron cash. Maria, ce ne alegem? Aspiratorul. Studio Casa, da? Da. 700 de puncte. Felicitări, Maria. Mulțumesc. Să te bucuri de bani. Mulțumesc. Iar noi, doamnă și domnilor, mergem mai departe în runda a patra. O luăm de la început. Constantin, Emily, Mateo, Maria. Am un puzzle de departajare pentru runda a patra. El arată așa. Cu cine ai venit în seara asta, Emily? Cu mama. Unde e acolo, în spate? Da, era, dar nu mai e. Uite-o acolo, că o văd. Ah, ba da. Da, câți ani ai? 19. Și mergi mereu cu mama? Da. Mereu, mereu? Da. Am fost și în Japonia împreună. De asta știa mai mulța. Aha. Dar dacă apare un prinț pe cal alb, tucutum, și zice, Emily... Aș vrea să te fur ca în răpirea din sărai. Ce zice mama de treaba asta? De unde tu știi că există doar un prinț? Oh, mama mia! Tu te-ai băgat în discuția asta. Bravo. Rupe-le capul, mămică. Înșirei și omoare-i. Mami! Fire tare ai făcut-o, ce să... Acum să te ții și obiți românesc, că acum a explodat, îți dai seama. Buf! Emily, rămâi cu treaba asta pe TikTok. Celebră ești. De unde știi tu că e doar una? Pap, pap, direct. Ana, spune-mi un filmat că domeniu, te rog. Facem view-uri. Domeniul este conducător. Conducător. 3, 2, 1, toată lumea joacă. Start! Conducător. Toată lumea joacă. Stop! Maria. Împăratul Japoniei. Hai că... Nu.
Mie îmi place că tu ești genul de concurent pâine caldă pentru mine ca prezentator. Nu? Așa zic și eu. Succes cum vreau eu, adică tu spui după aia zic, și tu, aoleu, am greșit iar. Dacă vrei, poți să mă mut aici. Un pic mai sigură pe tine, să știi. Asta m-ar ajuta și pe mine și pe tine. Da? Ai spus un lucru, du-te cu el până la capăt. Păi nu, eu îl spun, că de asta sunt sigură pe mine, de asta îl spun. Aha. Că dacă n-aș fi, n-aș mai spune. După aia e problema. Spune tu, bursucu. Că, după aia e, știi? Da. Aoleu, dacă era A, dacă era E, dacă... Bine, te-aș și direct la H-ul ăla complet. Da, exact. Ala, acolo a fost. Ăla m-a dezamăgit complet. 10.000, îți dai seama să te fluture banii așa și să pui un H când asta nu te dă. Așa bani. Face, uite așa face, uite așa face. Bă, are nuntă, băi! Are. Da, peste un an. Da, până atunci mai e cheltuie. Mai vine aici. N-ai treabă. Păi ia fii atent. Îți dau un puzzle pentru runda a patra. El arată așa. Ai de unde să strângi 10.000. Simplu, ia zi, Emily. Îți dau și un domeniu. Domeniul este anagramare. Anagramare. Emily. 10.000 de puncte dacă îmi spui ce scrie acolo. Nu, mă, ei trebuie o vocală sau o consonantă. A, două secunde, scuze. Maria, dă-i o dată să-i facem jocul de Emily, te rog. Hai. Mașina. Măi, cum e se blocară, măi! E un pic așa. E, trebuie da, dar e odată. Fix încolo. Ia uite-te cum arată. Unde deci arată? Arată către... E pe centru. Nu, e pe centru deloc. E chiar că-ți pedeapsă arată. Ia uite-o. E toată... Sântită-i. Asta-i? Ia fii atentă. 1, 2 sau 3, 3 plicuri? 1. Pune 100 de grame de orez. Vai de capul meu. Ia e grea. Cap. Vai de cap. S-a pic. Ziana, pune 100 de grame, de orez pe cântar, folosind doar bețe într-un minut. Oh, pe bun. Ai mâncat vreodată la restaurant japonez, chinezesc? Am mâncat, dar nu prea am putut. Și ai reușit cu bețele? E, acum să te văd că ai orez. Deci, hai, merge acolo la Ana, ca și cum aș număra firele de păr. Atenție! De aici, acolo, trebuie dus orezul. Ai un minut. Mai întreb unul și mâna. 100 de grame de orez. 3, 2, 1, start, Maria! Ideea era să vii cu bețele de aici, să-l duci acolo. Trebuie să le rupi. Înseamnă bolul cu toată. Dă-mi puțin bol. Așa să înseamnă bolul acolo. Să știi că n-ai gândit rău. Păi ca să mai pui și cu mâna. Și direct să pui așa și gata. Da. Ideea e să lași bolul acolo, să te duci cu orezul până acolo. Ma. Serios? Păi. Da, asta e... Altfel ți-am fi lăsat noi păi din prima acolo. Păi nu, că mai puneai și cu mâna. 3, 2, 1 și... Rupele! Ia mai multe! N-are ia mai niciun multe. Gram! Ce zici? Eu și cu mâna! Dar zici că aici o stăm o jumătate de oră, nu vă bătesc. Și ce mai faci? Ce mai zici? Ce ai, Emily? Vorbim, uite, ne prietenim cu bursucul. Lasă-mă! Rupă bețele alea, mă, fată, mă! Găsește altă metodă, dar nu cu mâna! Păi nu s-a fost nimic! A fost găsit altă metodă! Cu ce? Cu gura? Nu, cu bețele, dar altfel! Dar nu m-am gândit! Aaaa, deja! Ia vezi că ăsta-i fiert! 15 secunde! Păi nu s-a pus nimic! Greu! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Doamnelor și domnilor!
Aplauze pentru Maria! N-am pus nimic! N-avea cum să meargă, că noi am pus cântarul la mișto, nu merge. Te-ai descurcat excelent, mie mi-a plăcut cum ai alergat, așa că e tot rândul tău de roată. Hai! Mă întorc la tine iar și iar, mare albastră. Stau! Wow. Da, să știi că trebuie să stai puțin, că la cât ai alergat obosit. Pe asta zic și eu. Emily. Emily. Te-ai pus mâinile astea în șol, mă tot ameninți ca și cum. Zici ce scrie acolo și ți-am dat 15.000 de puncte. Nu, că am nevoie de o listă. 20.000. Nu. 25.000. Nu. Ultima strigare, 35.000. Nu. 50.000, când nu s-a câștigat niciodată la emisiunea asta. E. Îi trebuie o vocală și stai 50.000. Hai să luăm 50.000. Îți dau mașina. Hai. Zim ce scrie acolo. Are. Am mașina. Unde ai fi tu sal și la mal, m-aș face râu. La umbra ta. Ești tu? Ești tu? Da, zic. Consoană. R. R. Bun, hai. Hai. Hai să dăm. Hai, tot împreună, hai. O să te apă cerul de opal. La 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 la. Constantine. Hai, rândul tău acum. S-au luat după tine, te copiez. Da. I-am zis. I-am 200. De 200 zicem Mateo, consoana... Emily. M. Consoana M. De la Mateo. Mamă. Constantine. Dăm de roată. Hai, tată. Și-am zis pe desnăcioa. Stai liniștit că avem și pentru tine. Nu te speria. E tot în regulă. Au și prietenii de ce să râde acasă. Nu. Fii atent. Trei plicuri avem pentru tine. Aleg unul. Da, bravo. Normal. Păi, ce voie să alegi matura doi? A fost mai greu, acum e mai ușor. No. Nu. Ia, fii atent. Stai portar legat la picioare. În timp ce Ana șutează la poartă. Hai, Constantine, te rog mult de tot. Gabi! Trebuie să aperi de trei ori, da? Atenție, Constantine. Ana, dă-ți mingea mai în față. Dar vezi cum puțin. Faci să nu ajungem la urgență. Păi da, dar mi se pare prea aproape, da. Așa, știi ce zic? Lasă, dă-i tare. Hop! Una! Mamă, bine. Dar și tu dai. Stai așa, Neymar. Stai un pic, Neymar! Ăsta e 7 metri japonez, măi, bursucule. Să dai gol. Alex, gol, mă pun așa. Da, prima nu gol, se pune, da. Că n-a cântat Alex. Da, 3, exact. 2, 1 și... Ai zis că dau gol! Tu ai voie să aperi cu orice, da? Mâini, tot ce vrei. Măi, Messi, stai puțin, măi, Messi! Am luat-o pe lângă. M-am entuziasmat prea tare. Bine! Bine! Și încă mâna este! Bravo, Constantine! Poți să te dezlegi! Bun! Hai, Constantine! Dă-i! Prea târziu pentru mașină, dar îți pot oferi 500 de puncte dacă îmi dai o consoană corectă. D de la dinozaur. Asta ce să... D de la dinozaur...
că mai bine nu spuneai asta, zic. Ai fost inspirat astăzi, Constantine, ne-ai nenorocit și pe noi, dar și pe tine. Maria, pe dă-i. Mine. Sute, Maria, zi! Cât de la crocodil. Crocodil. Bravo, hai! Doamne. 800, zi! B. De la bursuc. De la bursuc. Dacă... Emily Mateo, hai! Hai da, Emily. No, e faliment. Constantin! Da. Și strigă de... Nu te speria, ne-am întors de unde ai plecat, 200. De la Futuraș. F. Futuraș? De la Futuraș. Nu, nu știți gluma pe TikTok cu Futuraș. Nici eu nu știu ce glumă e de-aia când am auzit cu Futu... Raș, mi-a stat inima la Guleraș. Hai, Maria. O să poate. Deci nici Futurașul nu e... Uite cățelul. Hai, Maria. S, de la soare. De la... Hai! Cinci de puncte pentru o consoană corectă. V. De la vacanță. Oh, sună bine. Nu, e de la vai de mine. Corect. Hai, Emin. Ce fac? Îl iubești pe Hachiko? Da. Uite, l-am iubit până a adormit. Bă, hai. Toată lumea doarme în emisiunea asta. Păi, dar că așa e, la muncă e frumos să te relaxezi. Dacă păi, te simt că vă respectă. Că ești ocolițele, manca, dacă ar duce mai, păi m-ar mânca, n-ar zice, bun! Că ne-a pura drăguțul, măi. 800, foarte bine. Consoană, Emily. Uite-te în ecranul de jos. Vezi ce consoane s-au folosit până acum? Și spune-mi o consoană. Și eu mă gândeam. Hai, N. N. De la nu. Hai, măi. Vai, ciudat? Constantin. Mai dăm o dată. Și Elena. Iată-n Constantin, chiar. Cât credeți că a dat Constantin? 200. Exact, 200, bravo! Excelent! Băi, ești tare, mă, frate, pentru mântul meu, Costi, 200. Constantine, 200. Spune-mi o consoană. G, de la găină. Băi! Hai, Mărioaru! Maria, da! O mie. L. De la lalea. 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 Bun. 4200 de puncte, Maria. Poți cumpăra o vocală să te ajuți? De ce faci asta? Când poți să dai aer pe pedeapsă? Nu, dau de roată. Băi, eu glumeam. Nu, dau de roată, nu. Păi nu cumpăr. Băi,
200, 1500, uite așa. Bine, la aia ai pus și noi faliment. Ar fi pus 200 power play faliment, 200 power play. Da, așa. 1500, hai Maria, zi. Prieten bun, prieten bun, da, da, da. Care? P. P, de la... Papagal. Nu de nu se poate. Hai doar tu. Nu. Hai, 1, 2, 3 și... O, 1500 de puncte! Așa, băi. Ce trebuie să facem? Să știți că pe mână în ultimul timp n-a stat rău. La consoane nu ne-ați dimerit. Da. Și am nevoie de o consoană care se repetă de 3-4 ori și suntem bogați. Consoana voastră este 5. Consoarta mea e Elena, dar consoana mea nu știu cine e. 4. Ce 4? Ce numeri? Numărul 3. Timpul. Ah, zi repede o consoană. T. De la tren. De la tren. Ia să vedem. Și acum... Deci asta nu e... Fii atent. Este. Crezi că nu este? Eu cred nu că știu. Da. Să zicem că ar fi, să zicem. Da. De câte ori ai vrea să fie? Mamă, vezi că e Gini. E... Să te mulțumească, Emil. Să zicem... Minim 3. Cât? Minim 3. Minim 3. Da. Mateo? Eu merg pe mâna ei. Pe aia știi deja ce scrie acolo. Minim 3 ar însemna 4500 de puncte. Emily, hai să ne uităm aici. 3, 2, 1 și... Bang! Băi! Oh. Bate mâna cu fata, că a rămas cu mâna întinsă. A, scuze. Eu am rămas uimit eu, ești nebună. 4500 de puncte. Putem cumpăra o vocală, două, să ne ajutăm? Da. Hai, o vocală. Îți spun sincer, eu m-aș oftica să nu câștigi pentru că văd cât de tare îți doresc să câștigi. Cum te frămânți de când a început emisiunea asta. Vreau frigiderul ăla pentru doamnă. Corect, te înțeleg. Hai, dă-mi o vocală. I. Bravo! Hai să mai luăm una. Avem de unde. Hai să mai luăm una. Hai, da. E. Uite-te jos. E. E? Da. E. Băi, dă-mă cu... Bun! Emily, mai putem lua una. A. 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 Acum, vă întreb, știți vreo consoană 100% care lipsește de acolo? Nu. Nu? Ba da, da. Știi? Știu. Consoană. Da. 100%. 100%, da. Perfect. Dăm de roată, nu dați faliment. Hai. Hai, Mateo. Hai. Stai, stai să-l vedem unde e. Dar ce schimb asta? Ăla... E ăla acolo? Da. Mama, e schimb. Hai, 1, 2, 3 și... Pedeapță! E ce bucuroasă, băi! Mi-a luat-o ceasul, Razna, când ai zis pedeapsa. Nu, zis că e prea tare aici. Ana, uite. 1, 2 sau 3. Hai, ce mai? 3, oricum, toate-s la fel. Da. Toate-s la fel. Oricum, pe cea mai grea ne dați. Nu prea. Eu cred că o să le placă pedeapsa. Ia. Yeah. Bucățorez. Orașul, dacă nu-l găsești, trebuie să te măscărești. Orașul. Dacă nu-l găsești, trebuie să te măscărești. Okay. Haideți cu mine, veniți încoa. Dragii mei, stăm aici. Și căutăm orașul. Fiți atenți. Eu vă voi arăta niște poze. 3-4 poze. Așa. Va trebui să-mi spuneți ce vedeți în fotografie.
Așa. V-ați plimbat amândoi în Japonia, da? Ați fost, Mateo, ai fost în Japonia? Nu, dar ai fost? Dacă vrei, putem. Emily, ai fost în Japonia, ai spus că știi despre ce e vorba. Perfect, totul are legătură cu Japonia. Soluția. Dacă recunoașteți ce este în fotografie, scăpăm. Dacă nu, va trebui să vă măscăriți. Asta vreau știm să ajung. Noi cu ce, asta e nasol. Doar voi știți. Da, Gabi este în spate și e pregătit să vă măscărească. Găbiță, dar găbiță. Eu cred că nu va fi nevoie. Hai să vedem. Prima fotografie a serii. Băia bun. Asta este. Ce avem aici, Emily? O ruină. Trebuie oraș din Japonia. Ce e clădirea aia? Ce vedem? Ah, ce... Un fost templu, nu știu. Mă uit cam în calendar, vrei să te minti? N-am... Nu știu. Eu văd copacii aia cu cireși. Ok, vă dau un indiciu. Bombă. Hiroshima. Hiroshima sau Nagasaki, da. Cum? Hiroshima sau Nagasaki. Păi nu sau, hotărâți-vă. Hiroshima. Cum? Hiroshima. Nu, Nagasaki, hai să luăm, nu știu. Da, mă, hai, Hiroshima. Ăla este, bine! Bravo, bravo! Bun. Mergem mai departe, hai! Următoarea. Fiți atenți. E, aici ce avem. Ăsta e Tokyo, pentru că este Tokyo Sky Tree acolo. Exact, perfect, bine! Tokyo Sky Tree este cel mai înalt turn din lume. Bravo, ăla este. Bravo. Mergem mai departe și ultima fotografie. Mamă. Ce este asta? Un templu. Un? Templu. Exact, un templu budist. Bravo! Întrebarea mea este, de unde? Din Japonia. Templu budist, de unde? Stai bă, tată, bă. Mai dă... Prima capitală a Japoniei. Nu știu. Sunt varză. Ce este ăsta din prima capitală a Japoniei? Știu, mă, tu mi-ai dat tot indiciul, dar eu nu știu care a fost prima. Ce este ăsta? Templu. Nici mă, în afară de cocoșul ăla de deasupra, nu mai văd nimic. Cu ce e el așa? E... O clădire. Da, da, ce are pe aici? Uite, pe aici ce e? Din ce e ăsta? Din? Lemn. Gălbeneaua asta, din ce? Din vopsea. Bambuc. Din bambus. Ăla al tău de la gât, din ce? Din aur. Ăsta? A, din... Băi, ești nebun? N-au ajuns român pe acolo, să înțelegi. Kyoto. Bravo, bravo, Emily. Băi, ești nebun la... Hai, tău? Mergem la loc, mamă, am greu. Scăpat. Ne-am făcut de băcănii și la emisiunea asta. Mam, i-am ascuns. Bun. 3000 de puncte. Mai dăm o dată de rată? Da. Hai. Uitați-vă unde e falimentul, nu dăm în el. Stai să-l vedem. E acolo. Hai. Hai. Nici nu știu. Hai. Tatăl nostru care ești. Perfect. 500 de puncte pentru consoana corectă, Emily. Ș. Ș. Bun! Da. De aici eu. Barb. Mai știi vreo consoană? Nu. Perfect. Hai să cumpărăm o vocală. Avem de unde? Ah, ok. Nu? Ok. Ok. Vocală. Bagă un nu. Bagă și mie de un nu acolo. Să fie câte trebuie. Doar un nu. Wow. Aoleu. E ok și un nu, decât nimic. Corect. Ce scrie acolo sus, mă? Nu știu. Acolo nu știu nicio. Zici mie, știi? Hai să mai luăm o vocală. Tine tu le știi. Hai să mai luăm o vocală, copii. Emily. Luăm pe O. Hai cu O. O. Bine! Băi! Bravo! Aha. Știu. Știi?
Tot? Știi da, tot? Dar nu risc, că am făcut. Perfect. Hai să dăm de roată. Hai, da. Fără faliment. Uite-l da, acolo. Da, uite-l acolo. Hai. Ușor. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Soare nu e. Așa, că eu trebuia să scot plăcuța aia de nu, mult la tine. Mă urmărește. Ea da. Vine pe 10.000 degeaba la tine acolo. Trebuia să iei de mult. Trebuie. 700 de puncte. Consoana este... Kappa. Kappa. Wow. Hai să dăm soluția. Da. Da, dă soluție. 4.400 de puncte dacă răspunsul vostru este corect. Da. O singură dată. Tare, clar și corect. Ca și Tokyo, Kyoto e scris cu aceleași litere. Ca și Tokyo, Kyoto e scris cu aceleași litere. Mulțumim din suflet! Emily, vreau să te uiți acum în ecranul ăla. Mai devreme te-am pus să te uiți acolo în televizor și să-i vezi fața doamnei Laura și iată-l și pe David, care probabil nu mai sperau să câștige în această seară. Iar tu, un copil de 19 ani, ai reușit astăzi să faci o familie fericită. Mulțumim din suflet! Doamna Laura, câți ani are David? David, câți ani ai? 9 ani. 9 ani. 9 ani. David, îți doresc ca peste 10 ani, de acum încolo, când și tu vei avea exact vârsta Emiliei, să poți ajuta la rândul tău pe cineva și să-l vezi zâmbind la fel cum te-a văzut pe tine astăzi, Emilia. Mama ta plânge de fericire, nu știu când ai văzut-o ultima oară plângând de fericire, dar mama ta acum este fericită, chiar dacă are lacrimi în ochi. Și îți spun sincer că și aici în platou am simțit că încă un om mai are lacrimi în ochi. Și vorbim de un copil de 19 ani. Emily are lacrimi în ochi și și-a dorit din tot sufletul ca în această seară să te vadă pe tine, David, și pe mama ta zâmbind. Asta este magia emisiunii Roata Norocului. Emily, Mateo... Doamna Laura, David, 4.400 de puncte. Emily, ești tare. Hai la vitrină. Hai. Runda a patra, Emily Mateo, pentru doamna Laura și David, 4.400 de puncte. Doamna Laura, m-auziți? Da. Da, mulțumim. 4.400 de puncte. Da. Un frigider și o mașină de spălat. Un frigider Albatros, 2000 de puncte. Și o tabletă. Mașină de spălat Samus, 1400 de puncte. Mai avem 1000. Verifică dacă nu s-a cazat cineva acolo. Nu, pe asta, pe asta. Și o tabletă. Și o tabletă de 1000 de puncte. Bravo! Mulțumim frumos. Mulțumim. Felicitări, doamna Laura. Emily, la câte emisiune... Dă-mi în loc aceste tremuri. La câte emisiune ai mai fost până acum? În România. Abia am început să merg la emisiune în România. Este prima emisiune la care ai plâns în România, nu? Da. Perfect. Să ții minte asta peste 5-6 ani când o să ne revedem, că tu față în față cu Bursucul ai plâns pentru prima oară. O să-ți aduc eu aminte atunci când o să fiu un fel de Jennifer Lopez. Mamă, și cu Ana, Bursucule, și cu Ana! Și cu Ana aici de față, da? Să nu uiți că la noi aici ai plâns prima oară de emoție. Fugeți, mergeți la locul vostru, fugiți la loc. Iar noi, doamnelor și domnilor, pentru că doamna Laura este fericită, David este fericit
Și noi suntem fericiți să vă anunțăm că ajungem în runda bonus unde mai dăm niște premii. Astăzi clasamentul arată așa, cu 0 puncte pe locul 3. Dar i-am spune totuși domnul 200. Aplauze pentru Constantin. N-a fost să fie. Da. N-are nimic. Am distrat. Asta e. Auzi? Măcar asta să fie pierderea ta în viață. Da. Și să ții minte, de acum păstrează în dulap bagnotele de 200. Ale tale păstrate, sunt. Bă, colecție, cum ai prins de 200, nu-i da. E clar, trag la tine. Pe locul 2, doamnelor și domnilor, la 200 mai adăugăm un 0 și facem 2000 de puncte. Aplauze pentru Maria. Care să nu uităm că pleacă și cu 3000 de ron cash acasă. Și care să nu uităm că putea să plece cu încă 10.000 dacă punea un H la locul lui. Asta-i... De fapt, un H la culcare și un L la locul lui. Corect. Iar pe primul loc, doamnelor și domnilor, cu 6.500 de puncte, aplauze pentru Emily și Mateo. Cu ei mergem în runda bonus. Haideți cu mine! Aici, vă rog, dragii mei, avem o roată mică. Aici avem doar premii. Va trebui să prindeți de roata mică și să învârtiți în sensul ăsta cât vreți voi de tare. Atenție să nu vă loviți. Hai împreună. Hai, tot împreună? 3, da. Bine. 2, 1 și... Ia, ce zic? Aici, cu Aurim. Siguranță, avem un premiu. Nu mai există faliment, stai o tură, n-avem nicio emoție. Însă, pentru a câștiga acest premiu, va trebui să fiți foarte atenți la colega mea din Japonia venită, Ana. Konnichiwa, Ana. Konnichiwa. Vă vom da un puzzle pentru runda bonus. El arată așa? Aha. Gata, vă voi da și un okay. domeniu. Domeniul este origami. Origami. Vă vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române. N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim. Pac, 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 mamă. Iar voi aveți dreptul să ne mai dați încă 3 consoane și o vocală în afară de cele pe care vi le-am dat. Eu să zic? Da. Gata, tu ți-ai luat stresul de pe cap. Da. M-am sudul tu. Bine. A. Vocala A, A și 3 consoane. Consoane. B. B, bun. Poți să spui și tu, Emily, te rog, dacă ai vreo idee. Da, e ok. Uite, poți să spui iar M, că nu am avut niciodată succes cu el. B, M, A și încă o consoană. Hai să punem X. Rămâne X? Z, hai să-l punem pe Z. Z, Z. B, M, Z și vocala A. Să vedem dacă le regăsim în puzzle-ul nostru. Oh, ia. Clar vocala. Okay. Iată, nu? Da, domeniul este origami, iar voi aveți 10 secunde din acest moment să ne dați soluția. Ce scrie, mă, tată, mă? Mulțumesc mult de tot, Mateo. Mulțumesc, Emily. Dar zi numai, că nu mă dorm la noapte. Mergeți acolo. Constantine, știi ce scrie acolo? Mă încurcă ceva, da. Și pe mine. Știi sau nu știi? Nu știu. Perfect. Doamnelor și domnilor, răspunsul din runda bonus era... Împăturirea hârtiei. Ce... Wow. Da, are lui. Asta înseamnă origami. Dragii mei, premiul din această seară merge la loc în roata mică și rămâne aici cu minte până săptămâna viitoare. Noi am fost Bursucu, Ana Maria Barnoschi, Iulia Dumitrache, Hot Play, Constantin, Emily, Mateo și Maria. Mulțumim mult de tot!
Până săptămâna viitoare, nu uitați să ne vedem pe Instagram, Mr. Bursucu. Amo Barnoschi. Iulia Dumitrache, Hotplay acolo pe Instagram. Mateo, Emily, cum ești pe Instagram? Emily Strate. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, da, pe peste Emily tot. Strate. Mateo, la fel, îl găsiți pe peste tot. Găsiți, ok. Să fiți sănătoși, să fiți liniștiți și să aveți o săptămână minunată. Și bineînțeles, o noapte liniștită până mâine, când trebuie să mergem la treabă. Până săptămâna viitoare, nu uitați că norocul vi-l faceți cu mâna dumneavoastră. Unde mă mai duce săptămâna viitoare, nu știu, dar stau și eu cu ochii simțiți să aflăm împreună. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim, la revedere, seară bună, Iulia Dumitrache.